Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Care dimineața aceasta faci și nouă te ajută în cotul acesta. Glorie și mărire Duhului Sfânt. Amin. Tu datorită nouă fraților, datorită celui ce se până la să fie Dumnezeu. Un frate numit de Duhului Dumnezeu de ce are binecuvântarea peste timpul de lucrarea Domnului, slăvit să fie Domnul. Te mărim, te binecuvântăm, Părinte Tată din ceruri, acel ce-și plin de milă, acel ce-și plin de îndurare, în această dimineață, venim să-ți mulțumim pentru că ne-ai mai îngăduit încă o zi de viață, pentru că ne-ai mai îngăduit încă o dată să venim aici în corpul tău. Slăvit să-ți fie numele tău, Iisuse dragă! Avem nevoie de tine în această dimineață. Avem nevoie de prezența ta. Avem nevoie de Iisusele Atumului. Te rog să vii să cercetezi inimile tuturor. Inimile răcovărate care au venit cu dorința de a te întâlni cu tine. Lăbi să fie în numele tău. Să binecuvintezi toată lucrarea ta în ziua ta. Să binecuvintezi cauzele, problemele. Și să aduc în fața ta, să iei aminte la rugăciunile noastre, în numele tău. Te rog să binecuvintezi cuvântul care va fi citit, care va fi vestit în ziua de astăzi. Să binecuvintezi cântăreții, toată lucrarea ta în ziua de astăzi. Te mărim, te binecuvântăm, Părinte Tatăl în ceruri împreună cu Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt de acum și până în veci. Amin. Amin. Pagina biblică 559, la salmul 13 și venim cu prima rugăciune între Domnul. Rog frații din nou, dacă sunt atate programului de toate încărcați astfel, facem mai scurte rugăciuni, săreci, ca să putem să ne cadăm în timp slăvită din nou. Salmul 13. Până când, Doamne, vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de la mine. Până când vei avea sufletul plin de grijă și inima plină de necazuri fiecare zi. Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea, privește răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu, dă lumina ochilor mei ca să nu adorm somnul mor, ca să nu zică vrășmașii mei l-am biruit, să nu se bucure potrivnicii mei, să mă platim, eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului când mi-a făcut mult bine. Amin. În picioare asta cu ajutorul lor. Părinte, Thank you.
acesta. Glorie și mărire fie adusă în numele Lui. Amin. Frați și surori, mă bucur din toată inima că suntem la picioarele Domnului și mărim să fie Domnul. Frați și surori, mare este bucuria mea că în cetatea aceasta s-a găsit să fie o casă a Domnului. Amin. Aleluia. Am venit în cetatea aceasta, vă spun, inima mea era îndurerată pentru că așa o cetate, așa case mari, așa oameni bogați și eu, Dumnezeu nu are o casă de rugăciune. Și am zis, Doamne, măriți să fie numele Lui Cel Sfânt. Mulțumim Domnului că El ne-a ajutat. Amin. Ca mai întâi de toate să-i facem o casă măriți să fie Domnul. Amin. Domnul nu ne va rămâne dator, eu sunt convins de lucrul acesta și nimănui nu rămâne dator, măriți să fie El. De aceea, frașii sălor, dacă ne-a strâns aici, hai să-i aducem slavă Domnului Iisus Hristos. Hai să-i aducem glorie, că Lui se cuvine totul, măriță pe El. Amin. Noi suntem niște unelte vie în mâinile Domnului Iisus Hristos, slăviță pe El. Și El ne prelucrează, măriță pe numele Lui. Amin. Noi nu suntem nimica înaintea Lui. Dacă El nu și-ar fi dat viața, noi nu eram astăzi de aici, măriță pe El. Dar pentru că El a murit, noi suntem în viață, măriță pe Domnul. Amin. Frați și surori, noi suntem o biserică tânără, de aceea este nevoie de frați mai în vârstă. Vă rugăm pe fratele Vactive, de la Toplița, să vină aici cu ajutorul și să o ajute, ca Domnul să lucreze. Amin. Amin. Și ne vom pregăti, vom da citire pentru astăzi, de la 2 Cronici, la capitolul 7 și de la 1 Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 16. Slăviți să fie Domnul! Ne ridicăm în picioare. Ne ridicăm în picioare, că vă rog. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru că în dragostea Lui ne-a adunat din mai multe părți. Aleluia. Și dragostea Domnului Iisus Hristos ne-a strâns la olat. Aleluia. În această zi am dorit din toată inima Dumnezeu să dăm 11 câteva versete și apoi trecem în 1 Corinteni 3 de la 16. Titlul este Dumnezeu se arată lui Solomon. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă, în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, glorie, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Amin. Pagina 1114, de la versetul 16. Titlul este Templul lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Amin. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept, în felul lumii acestea să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu
De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în vicleșugul lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se părească dar cu oamenii, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Amin. Lui Sfânt, și din nou întrebăm, dacă au fost lucrări din partea Domnului Iisus Hristos, să se anunțe lucrările, măriți să fie Domnul Iisus Hristos. Făcând lucrul acesta, din totdeauna când am dat întâlnitate Duhului Sfânt, să știți că El a lucrat, măriți să fie Domnul. La început a fost o mână de oameni, măriți să fie Domnul, dar Duhul Sfânt a lucrat.